Opa! Te mata asta? Cum a căzut? Face caca. Băi! Păi și n-am tâță. Bă, dar la mine n-are tâță. L-a dat cu lapte pe mine. Merge, colegul. Merge. Dacă nu mai merge cu YouTube-ul, mă angajez aici, băi. M-am născut într-un salcâm, într-un cuib de cioară. Și de-al racu ce eram, scoteam ciocu afară. Adi, doi, ce faci? Florin, poate îmi dai una, dă-mă bagi în spital, Florin. Nu dă, mă. Merge. Bă, tu știi că tu ai niște veri bani îndepărtați pe care mi-au mâncat mie niște bani? Aha. Da, la supere, la Stanley acolo, la... când eram la liceu. Deci jucam la cursele de cai? Da, niște veri de-ai tăi. Păi nu, zice tu, că n-am noi treabă cu tine. Dar zic așa ție, ți-am zis ca fapt divers. Da, bă, să vezi. Și băgam câte 3 lei pe bilet, adică băgam ca lumea. Așa, tăticule, altceva. Astăzi am devenit ucenicul lui Nadin. Ce nu le zici tu mai bine ce facem? Deci măturăm târla, facem corlăți, aducem apă și mergem la capre. Multe din seară și caprele. Ok. Care e cea mai grea chestie pe care trebuie să o facem astăzi? Corlăți, tai cu drujbe. Corlăți. Corlăți înseamnă mai pe... Gard din lemn. Uite că noi n-am știut din prima, da? Bun. Dacă ne vede Shelly, poate ne jură că zice că e episodul lui din la muncă. Deci... Nadine aduce un de la mie, îmi trebuie să scot asta și partea asta fără să o rup. Pentru că mi-a dat la emisiune, mi-a dat jumătate de punct. Am spart-o. Nu se observă. Nadine, dacă vezi treaba asta, să știi că nu eu am rupt-o. Eu le bat și tu le tragi, bine? Da, bun. Așa facem. Bă, și ne trebuia? Uite ăsta, mă. Am terminat una. Ia. Păi tu te miști mai repede, că e mai ușor la tine. Și ce să faci tu? Să mi le îndrept și mie pe astea. Fii atent, îl tai tu? Da. Aaa, păi tu rup, mă. Uite ăsta, gen, eu vreau să-l îndrepti. Normal tăia, că tu nu joci corect. Am făcut echipă perfectă. Deci, eu cu Nadine ne-am cunoscut pe TikTok, într-un match clasic. Îi știam deja clipul cu 3 milioane și ceva, cu Virga, cu nebunia lui. Și am intrat pe live, pe TikTok cu el. Ne-am jucat un match, mi-a plăcut cum a vorbit, pentru că este un om simplu, este un om cu bun simț, manierat, chiar dacă stă la țară sau cum zic oamenii. Și cred că are prea mult bun simț la un moment dat. Și am zis, bă, we can make something, îmi place de tine, aș vrea să te cunosc și mie nu mi-e rușine de muncă, de cine ești tu. Eu pot fi prieten cu orice tip de om, și bogat, magnat, și sărac lipit pământului. Pe mine mă interesează ce scos pe gură, cum te comporți tu ca om. Și așa l-am cunoscut pe Nadine, am o organizare pe de să facem noi un vlog. Și m-am dus la el și nu regret nicio secundă. Da, mă dus să-i pe o cărare, măi. Să intrați acolo, să-i dați follow lui Nadine pe TikTok. Și clipul cu Virga când l-ai făcut? Nu mai știu, cred că o lună. O lună? Da. Când ți-a venit ideea? Mi-a venit așa, dintr-o dată, eram îmbrăcat. Erai pe câmp? Câmp, da. Cu caprele? Da. Ok. Aveam pe Virga. Pe Virga, cățelușa ta? Da. Și ce ai spus? Da, așa că... Spar România. Da? Am zis că fac eu un TikTok să rup România. Ce ți-au zis oamenii despre TikTok-ul acum? Ce reacție ai avut? Unii au spus că e bine, alții au spus că nu-i bine. De ce ziceau că nu-i bine? Nu știu. Te-au criticat oamenii? Dar știi cine a spus că nu-i bine? Cine? Profesorii. De ce? Nu știu, că m-am făcut de râs. Profesorii tăi? Da. Te-au criticat la școală? Da. Dar doamna profesoară nu știa, domnul profesor care ți-a zis, nu știe că tu ești un băiat muncitor? Da, știe. Și că e visul tău? Știe. Păi și atunci? Și cum e, măi, Nadine? Toți au păreri. Da. Nu contează, dacă pe tine te face fericit și ție îți place, just do it, fă-o.
Păi o fac în continuare. Ce mi-a plăcut în schimb e că mai veneau copii să facem poze, să mă cunoască și cumva îl tratau indiferent așa un pic pe Nadine, iar eu venisem pentru Nadine și mi se părea că Nadine merită și atenția la fel precum mi-o dau ei mie. Și oricum am făcut timp tag cu Nadine și dădeam mai mult atenție lui Nadine pentru că m-a răzbunat pe ei, știți? Nu că nu mi-ar fi plăcut, dar aș fi vrut să-l trateze altfel și pe Nadine. Iar Nadine mi-a zis mie că a numit profesor de la școală, de la el, dacă vedeți treaba asta, I'm sorry, but... Trebuie să o zicem. Nu înțeleg de ce puteți să-i tăiați aripile sau să încercați să-i tăiați aripile unui copil sau unui adolescent precum este Nadine. Este un băiat bun, muncitor, îmi place de el. Orice om are scăpările lui, nu zic Doamne ferește, că și eu am scăpările mele, toți avem și tu cel care te uiți. Dar mi se pare că să-i spui omului că s-a făcut de râs pentru un TikTok, pentru un videoclip, mi se pare prea mult. Și cine ești tu să judeci treaba asta dacă un om se face prea mult de râs sau prea puțin sau dacă se face de râs? Păi da. Dacă le place vlogul de astăzi și vor să ne vadă iar, trebuie să vii tu la noi la București. Vine. Da, să știi că eu n-am să facem așa de multă treabă, dar facem altceva, ne distrăm. Bine. Mergem la terme frumos, bam, bam, bam. Bănuiesc că n-ai fost niciodată la terme. E ca la mare, dar o mare închisă. Da, da. Fix lângă... Nu, da, am băgat. Ia, pune-l pe el, să-i dau una mică. Hai, îl pui rapid, bam, gata. Da, gata. Mamă! Vine partea a doua. Dacă vreți partea a doua, se la duce la București. La noi, nu uitați, 10.000 de lichene, v-am unos toți acolo și un share tare rău de tot, cu tag pe story sau pe Instagram, pe Facebook, unde vreți voi. Aici, cum? Haide, ia uite-l, mă. Dansează. Dansează. Până de seară facem zi vilă. Ce ești, nebun? Uși. Dacă sunt ai nimănui, o să fie ai noștri. Da. Stai așa. Prinde. Gata? Hai, da. Deci ăsta e primul cărlăz, da? Da. Pentru ce l-am făcut noi pe ăsta? Să scarpine caprele, să nu se scarpine de gal, ca în doi plasa, să scarpine de scândură. Păi și cum se scarpină? Așa. La noi nu e bine, mă. Deci, da, și la femeie, dacă are nevoie femeia să scarpine, ce nu scarpină? Cu băta. Cu băta, nu, bărbatul. Deci ăsta e un cărlăz și noi trebuie să mai facem până în capăt acolo, nu? Da. Bun, adică... 1, 2, 4, ei. Mă mâncava și gura voastră. Eu atunci, poate, din frenezie, din hype-ul ăla pe care l-aveam, din extazul meu, nu mi-am dat seama, dar după aia m-am mutat a doua oară, gen, aveam de făcut ca lumea. Am zis, mamă, să mă bată tata, câți corlăți de ăștia facem, cât gard construim, înnebunim. Dar a zis Nadine la un moment dat, hai că am făcut pe astea, două până al mut, eu nu știu ce mai fac, eu nu-i problemă, hai să trecem mai departe. Și am scăpat. Deci mama lui Nadine ne-a chemat în casă, băi băiatule, și noi când ne-am dus, noi am văzut un ceaun mare, nu știu, de undeva la 200 de kg pe foc, un unt de el care băga ca lumea acolo. Bă, și am zis, ce crezi că facem în cație și gura ta mare, carne de aia de la garniță, carne de porc, în sinea mea au plecat caprele din ecuație, oi, capre, vaci, mulci, nimic, porc. Bă, și când am văzut, când ne-a pus la masă, mâncați și gura ta, eu nu m-am bine cu capra, Irina are bine cu capra, și când ne-a pus mâncați și gura ta în farfurii, direct numai coaste de alea de oaie, care, bă, și ațoasă, era bătăioasă caprea, dar o tăiat-o. Era bună la gust, dar nefiind obișnuit, nu vreau să-mi vină să vomit sau să mi se plece sau ceva. Așa că am gustat un pic. Irina, nu știu dacă a gustat, cred că a luat maxim o guriță. Dar na, ne-a pus masa frumos. În schimb, brânza aia tare, mamă, deci brânză de capră, sărată, Doamne, curcubeu pe cer gure. Și acum trebuie să măturăm târla. Da. Dacă nu mai merge cu YouTube-ul, mă angajez aici, băi. Gata, da. Mă primești, Nadine? Da. Munca nobilează om. Deci eu sunt de profesie dătător cu mătura 100%. Eu știu să dau cu mătura, îmi place să dau cu mătura, m-am luat în gură de multe ori cu mulți oameni că știu să dau cu mătura bine și le-am arătat. Bă, băiatul, când am văzut târla aia, mâncați-e și gurița ta, am zis, bă, mare nu e. Zic, dacă cărețe multe. Bă, și când am început să dau să ridica praful ăla și bătea un pic vântul, zic, hai că se duce. Când a început să rămână pe noi pe acolo, îți dai seama. Când am ajuns acasă, aveam numai praf în nas. Nu era de la mine, nu știu de unde era. Extrem de mult praf. La mine mai sunt așa două, trei urme la
Nadine e profesionist. La mine am mai stat așa două, trei căcărezi în spate. Le ia vântul când o să bată vântul. Azi, de seară se face înapoi. A vine păi, da? Hai că vin eu cu partea asta încoace. M-am născut într-un salcâm, într-un cuib de cioară. Și de-al racu ce eram, scoteam ciocul afară. Gogule, băiatule, Gogule, ușor crat, hai cu Gogu. Mai vine mă ăla cu roaba. Vine, vine, păi stau să duc niște cauciucuri. Hai. Păi, auzi-mă, mă arăgi cum vine să mă pun pe jos, ești nebun? Eu m-am mișcat mai repede, mai sunt câteva căcărețe, dar la tine nu prea sunt deloc căcărețe. Cum îl cheamă pe ăsta? Albuș. Albuș? Te pune mâna pe el. Eu? Fii atent, îți dau 1 000 000, dacă îl muși pe unul, stresul. Dacă vrei. Nu vrei? Și câinele îl refuză pe ăla. Pe ăsta? Asta e Regina. Regina? Regina nopții. Fii atent aici. Ți-e îți dau 1 500 000. Eh, pe acum te bași că îi dau 1 500 000. Nu e bine, tată, nu merg, nu-mi place. Nu-mi place. Bine, vă dau cât 1 000 000 la amândoi, 2 000 000 la amândoi dacă mușcați pe stresul împreună. Așa e viața la... La târlă. Măi frate, și eu stăteam să nu mă muște câinii aia, că erau 2 câini acolo pe care, Doamne, iartă-mă, era Albuș și cu Regina. Bă, voi ați văzut cât erau domari așa câinii aia? Mâncați ești gura ta? Nu. Așa că eu l-am lăsat până din să dea acolo pe lângă căței, eu m-am dat pe partea asta la altă, de unde? Că peste gard era altul legat, tot alb mare, dar ăla săracul era sinchisit săracul, că cred că a mâncat vreo 4 vecini de pe acolo, dar au dispărut. Nu mai avea treabă cu noi, că... Dar praf într-o veselie. N-am fost neapărat așa de greu. Dar mie mi-era să nu mă muște câinele, că mi-era că mă mâncă. Dacă scapă ăla și a scăpat, Regina de 2 ore. Nu, de 3 ore. Dar nu le-a făcut nimic, că era mai blând așa. Dar ăla altul, Albuș, dacă scăpa, intra noi ca combina în greu. Ia uite-o. Mușuroiul ăsta, răsufla mușuroiul ăsta, că uite mușuraie. Mușuraie, uite, vezi mușuroiul, uite acolo. Uite, tata, l-a acoperit. Mai era unul aici, dar l-am împins eu. Hai, dă-i încoace. Dă-i spre mine aici. Mamă, tu o folosești ca popos de lopată, tu știi? Și după aia la final, deci eu nu văzusem până atunci mormanul ăla, unde aruncam noi cu roaba. Dacă noi am scos vreo 4-5 roabe într-o zi, deci la 3 zile, a zis Nadine, cred că la 3 zile scoți 10 roabe. Tu îți dai seama, mâncați ești gura ta la 3 zile, 10 zile ori 30. Cred că câteva tone la lună lejer. O chestie care nu știu dacă apare pe clip. Deci a zis că ei, după ce plouă, că nu mai plouase de mult, toate căcărezele alea, o tonă, 2 tone, 3 tone, cât le-au adunat într-un timp acolo, le aruncă pe tot, pe lângă târlă, pe acolo, pe verdeață, ca să fie îngrășământ. Bă, nimic nu se pierde, totul se reciclează, intră în pământ de unde vii. Be smart. Ce-mi place mie cel mai mult la Nadine e că e un băiat simplu. Și mai devreme a venit ceva prieteni de lui. Vă pun la pe oameni de pe la el în comentarii de pe aici, să facă poze. Suntem situați undeva lângă Constanța, în localitatea... Cum se numește? Ce? Localitatea aici. Tortomanu. Tortomanu. Da. Lângă Constanța. Deci de la Cernavodă, nu știu, vreo 40 de km, cam așa e și pe acolo, Tortomanu. Și a venit câțiva băieți și asta îmi place cel mai mult la Nadine, pentru că își asumă ceea ce e și asta i-am explicat și lui și am încercat să vorbesc câteva puțin cu el, să-și asume întotdeauna și să se accepte pe el așa cum e. Pentru că și eu, chiar dacă sunt influencer și youtuber, persoană cunoscută, indiferent orice aș fi, dau cu mătura, construiesc, pun mâna la muncă. Munca nobilează omul, munca nu e o rușine niciodată în viață, la orice statut, orice nivel ajungi, și asta mi se pare mie că e cea mai importantă lecție pentru toată lumea. Și asta apreciez cel mai mult la Nadine și tocmai de-aia am vrut să-l cunosc și am venit la el să fiu ajutor la târlă. Noi am vorbit o singură dată un meci pe TikTok săptămâna trecută, nu, de fapt cred că duminică era? Duminică, nu știu, ceva genul, acum 3-4 zile când filmăm treaba asta și am zis trebuie să te cunosc, ești un om ca lumea. Și ce credeți? N-am avut degeaba impresia asta, simt omul destul de bine și am venit și l-am cunoscut și uite-ne că suntem aici și facem treabă împreună. Așa că urmează să terminăm noi, iar după asta trebuie să mergem să luăm calul, căruța, și mergem să aducem apă. Și de-abia aștept, pentru că nu m-am mai plimbat cu o căruță, am minim 15 ani, cam așa, minim 14-15 ani. Ține la porc, băi, ține la porc, băi, uite-l pe gheța, băi. Cât are ghiță? 300? Nu știu cât are. 270, zic. Da, mă, tată, bă, că îmi pun și o mâna pe tine, un pic, mă, să te mângui și eu. Pune Fofi. Da, Fofi cu ei, să mor eu. Cum te cheamă pe tine, frumosule? Ca Florin. Florin? Florinică? O, stai, că poate aruncă o căpită. Ia, ce știe să facă Florin? Nimic. Nimic? Nimic, nu știu, să meargă. Să meargă? Da. Bun. Mie mi-e frică de cald, că mă lovește, sincer.
Păi și bălegar, a, lași acolo, nu? Nu, îl luăm în căruță. Îl luăm în căruță? Da. Păi și cum îl urcăm? Cu roa, cu lopata. Intră, mamă, e perfect șansul ăsta făcut. Uite mă câte pupă, uite. Ia uite. Florine, hai că strâng și un pic la tine aici. De ce n-o arunci direct din graj? A, da? Florinică, stai cu minte, tată. Florine, poate îmi dai una, dă-mă, bagi în spital, Florine. Nu dă, mă. Zici că e fetiță, e așa, vezi? Cu părul așa frumos. Nu, că nu e, ești frumoasă. E frumos, de fapt. Măi, pe noi de-abia am strâns, mă. Păi ce faci, mă, noi? Păi, na, ai ce pișete, nu? Ce-o vrea ăsta, mă, zice săracul. Bine, mă, dacă vrei tu mai fă, hai. Ia uite că îi se scoală zdrânga, bă. Îi se scoală zdrânga. Vezi că ăsta e, zici, direct crunat de la lung. Mi-ați răspuns, ai văzut? Ce-a zis? Anechezat. Anechezat? Isete. Așa e, tati, ai ciocanul lung? Ascult, limbo. Isete. Leone, ce fac, bă, tăticule? Vim, bă, la București? Hai, vim, bă, la București, ce faci? Păi și aici, ce faci? Că, păi nu, am o terasă, mi-am făcut o terasă, intri direct în... Dar nu-mi iau căruță. Eu iau de la și te călărez dacă vrei. Doare piciorul și mă? Ce să faci, mă? Bă, tu știi că tu ai niște veri bani îndepărtați pe care mi-au mâncat mie niște bani? Aha. Da, la super, la Stanley acolo, la... Când eram la liceu. Deci jucam la cursele de cai? Da, niște veri de-ai tăi. Păi nu, zice tu că n-am eu treabă cu tine. Doar la bască. A, ce frumos e. Când îmbătrânesc peste 10 ani, la țară vreau să ajung. Deja că am 27 acum, peste 10 ani câte s-am 35, nu? Mamă, dar ce sete are! Dacă n-am mai dat dimineață, Luciana are praf. El e trăpaș. Adică, ce înseamnă trăpaș? Nu are galop, merge mai în trap. Cum au ăia la coșii. Da. Ah, păi și galop gen... Da, n-are? N-are. Are, dar nu merge tare, are puțin așa, dar e trăpaș. Păi și cum îți dai seama că e trăpaș? Am acte tot. Da? Vrei, adică e trăpaș. Adică e trăpaș. Adică cum, ce nație e? El nu știe numai trap? Da. A, și tu știi asta că l-ai luat? Da, cum l-a probat. A, ok. Păi și ce ai nevoie să alergi cu el? Acum nu mai alerg. Dar e puternic? A, ce mândrești când ne zice de trăpaș? E să pun și o mâna pe tine? Mă lași pe mine să pun mâna pe tine? Bă, tată, când am văzut porcul ăla, mamă, cred că avea 290-300, oricum mi-a zis că mă cheamă când îl taie, doamne, deci abia aștept șoric, iubești șoricul, abia aștept să mănânc șoric, oricum îmi iau și-o porcanul ăsta. Dar porcul avea 300 de kg. Era un cal afară și un cal înăuntru, cum aș și zis, unul e al lui Nadine și unul este al tatălui lui Nadine. Bă, vezi că caii îngrijiți... On point. Bă, mie mi-era frică că mă mușcă calul, de-aia stăteam, eu am văzut numai de-astea, numai clipuri de-astea, funny with horses, numai, stă calul, stă, puf, mamă, mare copită direct, ești nebun, ștuf, sau îl ia de mână, îl aruncă 3 metri încolo, că îți dai seama, calul ăla are putere rău de tot, putere rău de tot în chat. Da, e cea până la Craiova să-mi iau motoretă, mă, bra. Bă, de fiecare dată când vorbesc, mi se scoală zângă la cap. Uite, iese cât un pic. Da, e cea până... Ce mamă zângă frumoasă. Da, ține un pic. Nu la mai ce salat. A? Nu la mai ce salat. Nu la mai ce salat? A, dar asta e agitat ăsta așa un pic. Da. Că-l scos pe el, nu? Da. A. Oh. Ține la tine că... Brr, Florin. Hei, hei. Opa! Te lovești! Ia uite-o pe Francesca, am avut și o de-asta prietenă. Da. Dă-i bre drumul la ăla, bre. Pe că nu-l băg în gură. Merge. Așa gata. E la tare să bea apă, da? Oh, cea mai bună. Că mie îmi place să beau apă de la Furtună. Deci, băi, faptul că beau apă de la Furtună mi-aduce aminte extrem de mult de copilăria mea la țară. Eu am copilării la țară. Mie îmi place să beau apă de la Furtună, direct de la ciușmea aia, bă. Mie îmi place să beau apă, mie îmi place să mă simt țăran, mie îmi place să fiu țăran, dar nici n-ar trebui să ne numim orășeni că stăm la oraș. În sine, o să suntem toți niște țărani. Ia uite-le. O de asta la cuptor. Acolo mergem acum. Aripa, așa. A, uite ce cară!
cu mătru meu. De la 300 de cai a stat la un cal. Opa, așa. Stai, măi. Opa! A filmat asta? Ține-te! Aoleu! Nu e bine, nu că n-ai căzut, ai căzut pe mătură. Unde ai căzut din căruță? N-am căzut neapărat din căruță, dar am căzut în căruță. Doar că a fost un pic mai rău mâncația și curata decât să cad din căruță. Pentru că în spate, tocmai ce strânsesem, bălegarul de la ghiță, porcul de 300 de kg, Florin calul și, bă, nu știu cum îl chema pe calul celălalt, habar n-am. Dar strânsesem bălegar și trebuia să le ducem la groapa de gunoi acolo. Și cum am căzut, m-am urcat și calul a făcut un pas. Că n-ai obișnuit cu un singur călător, m-a urcat al doilea călător, al treilea n-a mai urcat. Dar când a pus al doilea călător piciorul în căruță, calul a dat să facă un pas. Și fiind, nu știu cum zice, la bucata aia mică de scândură pe care stai, dar când am pus curul aia îngustă, curul meu e mare, că eu am curul mare, când am pus curul pe aia, calul a făcut un pas, eu... Pe spate, direct. Am simțit un pic de ud aici la ceafă, așa, pe ceafă și un pic la spate, dar nu eram la spate, că nu am apucat să mă murdăresc. Dar s-a râs rău de tot. Lasă-l pas, că el știe. Da? Da, unul la oră. Unul la oră? Da. Ăsta-i tată. Nu m-a căzut. Face caca. Cine faci pe noi? Cum să facă cum pe tine? Păi ca face jos acolo. Jos. Ba, ține drumul, mă. N-are lane assist? N-are. Să ține singur banda? Nu. Da, da, și acum ce facem? Stânga aici? Nu, trecem podul. Știe tot, el tot drept, nu? Da. Bravo, mă, Florine, bravo. Ultima oprire la București. Ultima oprire la București? Da. La București mergem. La București, tăticule. Ia zi, mă, Imogene, mai ai, mă, cal? Spune, Nadine? Da. Și câte viteze are, mă, calul ăsta? 3. Și care e a treia? Galop. Bineînțeles, când mergeam cu căruța acolo și am luat eu hățurile în mână, mi-am adus aminte de tot din copilăria mea. Băi, și avea tataia un cal, dar eu îi dădeam galop, tată. Și am zis că mă lasă un pic să-i dau galop, dar să sperea Irina, dar i-am dat un pic galop așa, doar că făcea căruța stânga-dreapta, dar m-am simțit un poin direct. Conacul la 15 ani la țară, mă, la 10, 12, 14 ani cât aveam eu la țară, uit, Cezar îl chema pe calul nostru, la căruță, la Radu Vodă, direct, bam, călărașul mă știe de el. Eram calul meu, nu? Și acum trebuie să dăm ăsta jos. Da, așa. Dar calul mi-a făcut manevră că a plecat un pic de pe loc. Și lasă așa? Aruncă cu lopata. Ha? Aruncă cu lopata, dacă poți. Hai așa să-l scot aici. Gata. Hop. Dar de unde știe calul unde mergem? Păi dacă e crescut de nu știe că mergem acasă. În fiecare zi face drumul ăsta. Să bagă că să-l pune pe asta în căruță. Așa, măi, tată! Câți litri are unde sta? 25. Îl pun plin? Da. Până în but, nu? Da. Ce frumos e făcut asta. Și aici e mai multă lume, nu? Da. Ia mai multă lume de aici. Cine vrea? Făcut de primar. Și asta curge cât curge? Cât e soare. Da? Da. A, uite, robinet tot a deschis. Păi nu l-am lăsat, că eu n-am umblat la robinet. Eu cred că era deschis. Power! Bă, de s-a oprit apa fix când mai aveam noi un pic, mă. Aleu! Mamă! Cred că așa exersezi aoleul ăla pentru TikTok al lumea. Făcând aici așa. Următoarea oprire, acasă. Care erau șansele să se oprească apa? Bine, de fapt, apa s-a oprit bine pentru noi, că ne-am apucat să umplem toate pitoane de
fier, habar n-am cum le zice. Știam la un moment dat cum le zice la chestiile alea din fier, să mă ajute lumea dacă știți, scrieți-mi voi, la chestiile alea în care noi am pus apă, cum le zice la ele, dar noi am umplut 3 sau 4 de alea, nu știu câte erau exact, și apoi, fix când mai aveam, nu știu, un sfert dintr-un, s-a oprit apa. Zicea Nadine, când se oprește cu soarele, cu dalea, ghinionul nostru, mă rog, și tu noroc că am umplut-o repede acolo și ne-am descurcat, noi suntem băieți tari. Hai, fetițele! Hai, fetițele! Băi! Păi și n-am țâță să... Păi și... Bă, dar la mine n-are țâță! Aaa! Iau! Gata! Dar nu e, mă, uite, asta are țâțe mici! Stai că ia, dă-o pe asta! Ia-o tu, hai! Stai! Și asta pleacă, hai! Vino un pic încoace! Hai de fapt, hai! Așa! Stop! Mi-a fut toac! Nu vreau să mă închid, haide-o! Haide că nu-ți faci nimic asta! Haide, păi! Stai cu minte aici! Uite, mă, că nu vrea! De drum la spate și ține de coadă. Ia, dacă mă mergem, de ceva. Ia. Da, ca lumea de ele, mă? Da. Dar nu iese de la mine! Mă, Nadine! Ia, vezi că iese! Nu mă descurc, data viitoare să mă înveți. Uite, apeși așa. Uite, mi-o țâși și ia. Deci, gata? Da. A, ok. Apa se strânge. Vezi? Păi nu o doare, mă, și pe ea? Nu o doare, mă, cum s-o doare. Te călua să nu mai ține sub papa. Dă-i. A, l-a dat cu lapte pe mine. M-am făcut de râs la musul caprelor, incredibil, nu? Deci aveam șuba aia pe mine și tot laptele pe care eu îl scurgeam, bam, făceam așa de țâță și când făceam așa, îmi venea direct în mânecă aici, bam, băi băiatule, bă, și la un moment dat mă nervați-mă așa puțin, dar n-am vrut să arăt că, eu ne-am zis că știu, eu știam, dar bă, este diferență între țâța de capră și țâța de vacă, să mulge cam în același sistem, dar eu sunt învățat pe mulsul țâței de vaci, că eu am avut vaci la țară, am avut două, Crăciunita și Mirela, cred că o chema pe a doua. Bă, deci trebuia să tragi, să scurgea un pic spre vârful țâțelor și după aia... Tu unde să știu eu? Și după aia mi-a arătat un pic Nadine, am dat eu de cap așa, am zis, dar lasă, când dai o seama data viitoare. Acum eu le duc acolo, uitați-vă unde le duc eu. Vedeți? Și eu practic am biciul ăsta, eu trebuie să le mân pe ele, pe găurica aia acolo, unde să mulge. Am încercat și eu să mulg, m-am mudat peste tot pe aici. Uite ce m-am mudat, că dădeam, nu trăgeam bine de țâță, dar tu tragi de țâță ca lumea, eu ziceam că o doare, dar pe ea nu o doare. Unde să-i lasă capul? Nu, e țapă, a ieșit țapă. Țapă. A ieșit țapă. Băi, vă pupă, fratele, vă mulțumesc că m-ați urmărit atât pe mine cât și pe Nadine. Ei, stai la un loc, fă! Stai la un loc! Să o lasă plece. Eu am fost Conacu, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Apăsați butonul de like, la 10.000 de lichine, îi schimbăm rolurile și luăm pe Nadine la noi la București. Și nu mai e cu treaba acolo, la relaxare, la terme, frumos, pe spate, 10.000 de lichene, follow pe Instagram la Conac Oficial, follow pe TikTok la Conacu cu bifă, fonfăit oficial, urmăriți-l și pe Nadine pe TikTok și pe Instagram, link-urile sunt în descriere, ne vedem la următorul episod.